Campionatele europene de gimnastică încep oficial pe 19 aprilie la sala polivalentă din Cluj. Evenimentul va fi transmis în exclusivitate de TVR, iar arena se pregătește intens pentru competiție. Se mai fac lucrări la sistemele de ventilație, dar și la turnicheți, în paralel cu extinderea tribunelor pentru Eurobasket. Mai mult, organizatorii vor monta în vecinătatea sălii un cort de încălzire pentru sportivi, care trebuie să fie gata până pe 7 aprilie. Până în momentul de față, biletele s-au vândut destul de bine, în sensul că s-a depășit așteptările, ca să spun așa. S-au vândut peste 3.000 de abonamente, așa mă refer, abonamentele pe toate zilele de competiție. Practic, interesul nu este doar pentru finale, cât și pentru perioada de calificări. Tichetele pentru o zi vor fi puse în vânzare ulterior pe data de 1 aprilie. La Cluj-Napoca sunt așteptați peste 300 de gimnaști din toată Europa. Cu acest prilej va fi celebrată și cea de-a 60-a aniversare a primelor campionate europene feminine, care au debutat în 1957 la București.